După finalizarea proiectului Acces și mobilitate pietonală în zona centrală a municipiului Constanța, Bulevardul Ferdinand va avea 3 benzi pe sens, dintre care una dedicată transportului în comun, iar pe strada Cuza-Vodă vor fi 2 benzi cu sens unic care vor duce către gară. Vizat în proiectul Acces și mobilitate pietonală în zona centrală a orașului este Bulevardul Ferdinand, care va avea o bandă dedicată pentru transportul public în comun, iar pe strada Cuza-Vodă va fi sens unic pe ambele benzi. Obiectivul proiectului este de a echilibra traficul din zona centrală a orașului și de a crește cota deplasărilor pietonale sau cu bicicleta. Bulevardul Ferdinand face parte din proiectul de reamenajare integrată a zonei centrale, la oaltă cu strada Ștefan cel Mare, Cuza-Vodă și străzile perpendiculare pe ele, plus tronsonul străzii Mircea cel Bătrân cuprins între Bulevardul Ferdinand și Bulevardul Mamaia. Pe Bulevardul Ferdinand va fi reconfigurată circulația rutieră la pachet cu strada Cuza-Vodă. Practic vom separa sensul de mers dinspre gară spre mare, să spunem, și dinspre mare spre gară, pe cele două străzi. Cetățenii speră că măsurile luate de autorități vor conduce la reducerea traficului din zonă. Tot aceștia transmit că deplasarea cu transportul public în comun sau pietonală este o cale care cu siguranță va influența în bine circulația rutieră. Vă dați seama ce aglomerat va fi să ieși, unde ieșim spre gară? Trebuie să mergem cu Cuza-Vodă drept? Nu va fi bine deloc. Dar în Constanța este o mare, mare lipsă de locuri de parcare. Ai îngreunat traficul, mai ales banda pentru autobuze e liberă. Mai ales seara e pustiu. Și dincolo pe Mircea e o aglomerație de nu știu pe unde să mai mergi. Dacă măsura se va dovedi utilă sau nu, rămâne de văzut. Întregul proiect trebuie finalizat până în ianuarie 2023 cel târziu, iar valoarea acestuia este de peste 90 de milioane de lei, din care 1,8 milioane de lei sunt din bugetul local.